Două contracte privind executarea lucrărilor de construcție a traseului Soroca-Arionești-Otaci cu o lungime totală de 40 de kilometri au fost semnate. Valoarea acestora constituie 44 de milioane de euro bani acordați de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Astfel, contractele au fost semnate de către directorul Administrației de Stat a Drumurilor, Sergiu Bejan, cu reprezentanții unei companii turcești pentru construcția drumului R14, R6, Codru Nou, Soroca-Unguri, frontiera cu Ucraina, pe sectorul Soroca-Arionești, total 31 de kilometri, și directorul ASD, Sergiu Bejan, cu reprezentanții companiei Ruta Dor din Moldova pentru reabilitarea drumului R81, R8 Arionești, R14, sectorul Arionești-Otaci, total 9,4 km. Ministra Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Lilia Dabija a menționat că reabilitarea tronsoanelor amplasate pe R1 și R81 vor îmbunătăți conexiunea cu punctul vamal de la Otaci și legătura dintre Republica Moldova cu Ucraina. Un drum bun european oferă în primul rând acces la serviciile de care oamenii au nevoie. Datorită reabilitării acestui sector, 80.000 de cetățeni din satele tranzit și cele conexe vor putea merge mai repede și mai ușor la cel puțin 15 instituții de învățământ și puncte medicale, a mai declarat Lilia Dabija. Potrivit proiectului, va fi reabilitat și lărgit în pantă carosabilul și amenajată o a treia bandă pentru camioanele grele. De asemenea, proiectul include amenajarea drumurilor laterale către câmpurile agricole și amenajarea intersecțiilor intrărilor în curți și un sens giratoriu.